Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Goat Simulator. Astăzi avem o nouă capră. Aceasta e o capră cu pene. Nu știu, voi ați mai văzut capre cu pene până acum? Ei bine, jocul ăsta vă demonstrează că se poate într-adevăr. Capra cu pene știe să facă diferite lucruri, cum ar fi să sară peste camion. Vezi, cu capra normală nu știi să faci chestia asta, deci deja ai un avantaj în sensul ăsta. Poți, de exemplu, să... What the fuck? Ce s-a întâmplat cu femeia asta? Nu știu ce s-a întâmplat, dar deja... Deja... What the fuck? S-a împiedicat singur ăsta, e nebun la cap. Să încercăm încă o dată. Știi și asta să lingă, capra asta cu pene? E cam... distrusă, nu? What the fuck? Încerc să o iau pe aia de acolo și mă tot aruncă. Ok, înseamnă că e băguită, nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Ok, o lăsăm acolo. Da, putem să-i batem pe ăștia în schimb. Și după cum vedeți, e destul de puternică. Beneficiul la capra asta e că puteți să faceți glide cu ea. Deci dacă săriți, zicem așa, ea poate să mai plutească puțin. Se folosește de aripi, capra cu aripi. Și face un pic de glide. Ceea ce face decât să mă bucure, pentru că îți face viața mai ușoară dacă vrei să sari peste obstacole sau peste chestii de genul ăsta. Ia să vedem noi. Opa, așa, stai așa că m-am împiedicat. Cineva mi-a spus că poți să distrugi, știți că e o mașină care se tot învârte acolo, da? Cineva mi-a spus că dacă iau boulderul ăsta de aici, pot să distrug mașina aia de acolo. Nu știu dacă e pe bune faza sau nu, dar hai să încercăm totuși. Poți să o duci sau nu? Hai să vedem. Opa așa, party crasher. Ia uite-l ea. What the fuck? Așa, hai. Ia uite ce puternic e. Așa, și ce că putem să ducem mașina aia de acolo. Hai să vedem dacă chiar e pe bune faza sau dacă ne-a mințit. Ia. Hai, hai, hai. What the fuck, dodge this? Bă, chiar a fost pe bune faza. Și pot să o iau de aici, oare? A, nu mă lasă să o iau de aici. Și îmi dă puncte. Chiar o grămadă de puncte îmi dă. Dodge this. Achievement. Foarte tare. Deci dacă vreți să faceți achievement-ul ăsta, asta faceți. Luați boulder-ul ăsta mare și mulțumesc celui care mi-a lăsat, nu mai știu exact cine e, dar mi-a lăsat un mesaj data trecută pe video și iată că e pe bună faza. Deci dacă vreți să faceți achievement-ul Dodge this, asta trebuie să faceți. Luați boulder-ul din partea cealaltă și îl loviți peste mașina asta. Interesant că merge. Totuși, ceva nu am încercat. Ziceam eu în episodul trecut că ar fi interesant să încercăm cu alte animale, să vedem dacă reușim să ne facem mușchi pe ele. Hai să încercăm cu asta, cu struțul. Bine să scrie struț, știți bine asta. Trebuie să vă zic eu. Oh, sunt câte doi? What the fuck? Ăștia ies singuri din cercul ăla, vedeți? Deci eu nici nu trebuie să-i bat, săraci. Nu prea gândesc ei, dar... nu-i problema, asta ne face viața mult mai ușoară. Bă, du-te mă de aici, bă, ia uite-l mă ce... Băi, brăule. Încercăm să-l fraierim aici. Nici nu s-a mișcat, am zis că poate îl sperii un pic cu pomul ăla, dar... nici nu s-a mișcat, aha, stai că l-am adormit. Oricum, ne chinuim acum, dar o să merite în final, pentru că o să avem mușchi pe struț. Cum ar fi să ai struț cu mușchi? Struț care la steroizi. Deci ar fi genială faza. Hai să vedem dacă reușim. O să fie dificil să-l dau pe ăsta jos, că ăsta nu prea vrea să se dea jos. Are mușchi și crede că e foarte tare, dar de fapt nu e chiar așa. E mai ușor de manevrat struțul în aer. Sau capra cu pene, cum vreți să-i spuneți. Toate aceeași chestii. Păleu, ce urât face? Ia uzi-o. V-am zis eu că e capră. V-am zis eu, doar se ascunde într-un skin de struț. De fapt e o capră înăuntru. What the fuck? You are such a badass. Deci înseamnă că l-am bătut pe ăla, dar ce-i asta? Ce mi-a dat? What the fuck? Ce-i asta?
Cred că am stricat jocul din nou. Cred că am stricat jocul din nou. What the fuck? Ce-i creatura asta? Și îmi rămâne gâtul în urmă. Cred că nu s-au gândit la chestia asta. Nu s-au gândit că o să vrea cineva să transforme struțul într-un struț cu mușchi. Și atunci mi-a dat un caracter stricat. Ok, bine de știut. Dar uite un pic cum ține piciorul ăsta. Deci ăsta e singurul picior cu care merge. Da? Și uite cum merge cu el foarte repede. Și celelalte picioare stau pe loc. El nu merg. Doar, merge doar cu un singur picior. Și gâtul îi rămâne în urmă. What the fuck? Ce face ăsta acum? Zboară? Epic 111. Pe bune dacă mai înțeleg jocul ăsta. Ce se întâmplă în momentul de față? Nu pot să înțeleg. Nu pot să înțeleg ce am făcut. De l-am adus în starea asta. Da. Asta e probabil un bug la care ar trebui să se uite. Măcar să-l rezolve. Că eu totuși aș vrea un struț cu mușchi. Un struț cu... care a luat... steroizi. Și se face cu mușchi instant. Dar ăsta sigur nu e struț. Adică cu siguranță nu. Asta e o creatură a nopții. Nu știu ce naiba o fi, dar mă sperie, sincer să zic. Și și-a ocazional vânt așa în aer. Nu știu de ce. Eu apăs pe Q ca să mă dea, să-mi dea ragdoll și mă arunc în aer. Nu știu de ce. Oricum, cred că o să visez urât la noapte. O să visez capre cu gâtul care se lungește cât America. What the fuck? Dar vedeți, gâtul totuși e de capră normală. Adică nu e struț sau ceva. E o capră normală. Doar că e săraca... Nu știu ce are. Are o boală ceva. Îi rămâne gâtul în urmă. Da, asta nu merge, strica. Hai să schimbăm, mergem pe main menu. Și o să selectăm altă capră, că asta deja am stricat-o, nu știu ce i-am făcut. O să mergem pe custom game și o să alegem... ia să mergem să alegem... Blue Streak. Să vedeți ce face Blue Streak. E o capră albă. Cred că toată lumea o are pe asta default, nu trebuie să-i dați unlock, dar nu știu exact. Vedeți? Capră albă cu ochii albi. Dar puterea ei e foarte mișto, e că poate să meargă foarte repede. Și la ce mă refer la asta? Uite, de exemplu, de aici, da? Te învârți așa ca Sonic și când îi dai drumul, merge foarte rapid. Deci îi dai pe R, dai de multe ori pe R și apoi dai pe W, pac, și dai viteză. Ia să vedem în slow motion dacă reușim să facem chestia asta. Deci băgăm slow motion. Ia uite-o. Poc! Bine, nu vreau să mă dau în camion, dar ați înțeles voi ideea. Ia să vedem dacă prindem camionul de aici. Ce, frate, eu ce rapid, e mai rapid decât camionul. Îmi place că se face și albastru în momentul în care bagi viteză. Seamănă cu Sonic, că așa face și Sonic, se învârte și... Ia uite-o. Asta îmi place la jocul ăsta. Ai diferite capre și poți să... Fiecare capră face altceva. Face lucruri diferite și gameplay-ul e complet diferit. Deci nu te vei plictisi niciodată. Ia uite. Și iese ceva alb din el, uite. Cred că e prea rapid. E așa de rapid încât iese nu știu ce din el. Așa, asta e una din capre și mai e una, stai să vă arăt și pe aia, care e tot albă, dar asta face ceva diferit. Asta e Angel Goat, deci e un înger. Să vă arăt, e un pic diferit, asta nu merge rapid, dar diferența dintre asta și aia altă e că asta poate să plutească. Și are și un halo de ăla pe cap, deci ca un înger.
Dar abilitatea ei specială e că poate să plutească așa, face glide și dacă apăsați R în timp ce săriți, rămâne în aer așa. Vedeți? Vedeți cât de mult stă în aer? Și hai să mergem noi să încercăm să ne urcăm pe Macara și pe Macara să ne dăm drumul așa și să vedem dacă cât de mult putem să facem glide cu el. Asta e foarte folositor în cazul în care vreți să colectați, sunt o grămadă de astea de colectat pe aici, pe statuiete din alea de aur. What the fuck? Nu reușesc să mă urc. Sunt niște statuiete de aur care sunt peste tot, pe case puse peste tot și dacă nu reușiți să vă suiți pe o casă sau ceva, puteți să folosiți această capră. Folosiți puterea ei specială de pe Macara de aici și puteți să ajungeți în zone în care nu ați ajuns până acum. Tot o să trebuiască să ajung eu în cutia aia albastră, să vedem ce e acolo. E un roboțel, văd. Așa. Ia să ne urcăm noi sus. Și de aici o să ne aruncăm. Și ne aruncăm și uite. Și poți să plutești. Pur și simplu plutești. Uite cum dă din piciorușe. Și de exemplu vreau să zic pe casa asta aici. Uite, o să aterizăm aici. Pe casa asta, dacă vă duceți și intrați aici înăuntru, e o statuietă exact înăuntru. Eu am colectat-o deja pe aia, deci nu mai, la mine nu mai apare, dar dacă aveți jocul și vreți să colectați cât mai multe statuiete, aici e una și puteți să intrați dacă folosiți acest goat. Statuietele alea vă ajută să dați, să luați mai multe capre. Deci cu cât aveți mai multe statuiete, cu atât vă dă în loc la mai multe capre să puteți să le jucați în... joc, în custom game. Totuși eu sunt curios, dacă mă duc în main menu și combin Devil Goat cu Angel Goat și cu Muscle Goat, ce obținem? Ia să vedem. Custom game, da? Avem Feather Goat, Devil Goat, da? Angel Goat, cum vine Devil și cu Angel combinat? Nu știu. Și cu Ripped Goat, care e ăla, Muscle Goat. Ia să vedem cum ar arăta asta. Lasă-mi place, poți să faci combinații de capre și vezi ce ți iese la sfârșit. What the fuck? Ce față are! Deci, e și Devil, e și Angel și are și mușchi. Capra perfectă, frate. Și bineînțeles că ai puterile la toate caprele. Deci, ai puterea de la Muscle Goat, ai... adică forța de la Muscle Goat, ai puterea de la asta să plutești și ai și puterea de la Devil Goat. Și bineînțeles că Devil Goat-ul se... câteodată își ia zborul. Cred că am ieșit din hartă. O, da, cu siguranță am ieșit din hartă. Ia să vedem, main menu. Ce fel de combinații mai putem să facem? Chiar sunt curios. Custom game. Putem să mergem Feather Goat combinat cu Ripped Goat. Nu, Ripped Goat mi-l strică, de la Feather Goat mi-l strică. Deci ar trebui combinat cu... Ia să vedem noi. Feather Goat cu Angel Goat. Ia să vedem. Îmi face un struț alb, oare? Sunt tare curios. Da, mi-a făcut un struț alb și un struț înger. Foarte tare fază. Dacă aveți idei ce aș putea să combin, lăsați-le în comentarii. De exemplu, dați-mi idei. De exemplu, Devil Goat combinat cu Feather Goat, combinat cu... Și eu mă gândesc la chestiile astea și poate în episodul următoare le vom combina și vedem ce mai iese. Și în episodul următoare să vă arăt niște chestii și din workshop, că am văzut destul de multe chestii în workshop care chiar merită văzute și o să le vedem și pe alea. Și după aia probabil că vom mai face episoade când voi mai avea ce să vă mai arăt, că momentan cred că v-am arătat majoritatea lucrurilor de pe aici. Deci, da. Oricum, lăsați-mi comentariu și ne auzim data viitoare. Pa, pa!